Fight! Tricouă, bou, de la cu bou satului. Care Ah, satul? credeam că vrei pantaloni, că-ți lua măsura deja. Nu merge în Anglia, dar poți să-l trimiți în România, în țară. Da. Da, dacă îți dau și un tricou mai scoași tu, 150 de euro. De ce n-ai atâți bani ca să poți să-ți fac muia aia? Păi nu-mi fac... Stai că mi-am dat-o singură. Ce? Ce e vitaminul și o sus? Ce-am mai spus? Vrei să vezi unde mai am păr? Nu, dar mai e vitamine de-astea, că mi-e poftă. Doamnă! Păi văd, consumi mult, de-aia, da. Bună! Bună. Ce faci? Mamă, ce muzică frumoasă asculti acolo. Bună și ție! Salut, frate, și ție! Ce s-aude pe fundal acolo? Nu, cu păr albastru, un prost. Verde pe laterale. Și ce face ăla? Își bagă sticlă în gură. Doar? Și în fund, acum depinde de zile. Merge. Parcă știu și un băiat așa. Ce faci? Bine, tu. Dar ce-ai pățit la spârceană? Da, te-a prășeană. A venit cu Uliu la mine și... M-am luptat un pic cu el, Hiachi. Aia, aia. Haia, haia, știi tu mai multe decât Hia Hia. Nu, știu eu. Știi tu. Te știi pe Juliet în genunchi, nu? Aia. Mi-a trecut de atunci. Da? Păi cu pandemia asta îți dai seama, închis ăștia tot. Ce mai zici? De ce râzi? Mâinile sus! Costirești! Hai să mă aud, să mă aud tare, tare, rău de tot! Un moment de reculegere, vă rog. Gata, am revenit, vorbim acum ca doi oameni perfect sănătoși la cap. Bine, contracțiune, contracțiune. Eu, tu nu, da, contează. Eu nu sunt sănătos la cap sau ce ai zis? Da, da, da. Adică la ce te referi? Păi n-ai toate țiglele pe casă. Poftim? Nu ai toate țiglele pe casă. Așa, ce mai zici că faci? Mă uitam la tine și am zis că trebuie să dau iarăși de tine, că trebuie să-mi iau revanșa pentru data trecută. Haide. Dar n-am chinus pe mine, să știi. Știu. Păi, facem sau nu? Ce revanșă, mă, femeie? Hai! Îmbracă-te cât te fut, dezbracă-te cât nu te mai fut. Ori nici nu mă lași, nici nu mă iei futu-te în gât. La modul ăla. Hai, zi! Ce facem? Hai, arată viermele. Da. Vierme? Dar ia să vezi în omii de-asta ce flutură iese. Da. Da? Deci e lamba lui Aladin. E sub rânduf sfânt și îți face o magie și poate mai crește. Ăsta? Mhm. Nu, că e telescopic. Ai vrea-t-o? Ce? Ai vrea-t-o? Bună, mamă, dacă nu zici că e ghidon de Pegas, e bine. Da, ce și cred. Păi da. Mai mare decât degetul ăsta? Bă, nu știu cu ce ești obișnuit, dar eu îmi fac treaba cu el, să știi. Mică, dar jucăușă. Wow, ia-o ce știi. Păi da, n-ai zis tu live-ul trecut? Ce-am vorbit eu? Prostii, că altceva nu știi. De ce te-ai de mine că nu ți-am făcut nimic? Live-ul trecut, eu am vorbit frumos cu tine, tu erai juit în genunchi, te-ai luat de mine, m-a luat de tine. Acum te-ai luat de mine, m-a luat de tine. Nu m-am luat de tine, hai că deja ne tragem de șireturi. Și nu am. Am păpuci să mă arăt. Hai să ne împăcăm mai bine. Da. Se întâmplă des treaba asta? Care? S-a întâmplat cu mine, gen, să te cerți. Clienții. A, nu? Nu! Okay. Mi-ai dat și flori acum, ce pula mea? Păi dacă ne împăcăm, să ne împăcăm, nu? Da, dar eu ce trebuie să-ți iau? Tot flori. Eu? Eu!
Hai, mai spune una. Nu mai zi nimica, că vreau să mă împac cu tine. Hai, că știu cum vrei. Nu mai zi nimica. Ei, da, ți și cred. Păi, nu mai... Ia te domine așa una, una. De asta poți fi buton. Gata. Ce drăguț ai fost. Știu. Mereu. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Doar când vrei tu. Nu mai știu câți ani ai, că mi-am mai zis, da, eu uit. 21. Și de cât timp ești plecată în Anglia? Te-am zis, dar trecută. Păi uit, soară mea. 2 ani. Mulți înainte. Asta ajută Dumnezeu. Ce-a fost asta? Nimic. O, am eu o problemă la mansardă, cum ai și tu. A, mai atenționezi așa buzile câteodată, că sunt repau, sunt parcate. Uh-huh. Am înțeles. Eu am 25 de ani. Eu. Domnul Jegosul Suprem. Mi-am zis așa și eu, da. Am zis Jegosul Suprem. Nu. De-aia ai tatuat pe burtă așa, ca un curcubeu. Adică un fel de curcubeu. Curcupulă mai mult. Și burta aia, eu zic să mai tai dracu jos, că se trec la feng shui. Păi eu burta jos și din pulă nu mai tai, să știi. Nu ai ce să tai ca să tai, despre ce vorbim aici? Dar de ce vrei să ne certăm? Că eu vreau să ne împăcăm. Bine, hai, dă mâna. Nu așa, ne luăm în brațe, dar hai să vorbim. Bine, hai, deschid un subiect și vorbim. Cum e? Cum te descurci pe pandemia asta? Amazonul, cât e în puteri. Încă lucrezi? Da, normal. Mm. Și faci o gen, faci selecție sau orice? Amazon, știi ce? Selecții faci tu când bagi sticle în cură, mai mare, mai mică. De exemplu, aia care ai tu de la... Da. Nu mai știu, aia e justo. Nu-mi pasă asta, e prea mare sorma. Să-i doar cap poțul. Ah. Ce faci la Amazon, handicapatul? Asta te-am întrebat. Nu dă clienți. Ți-ai gândul mai la clienți? Mă cer cu tine acum, vrei să ne luăm la pulă? Handicapat. Hai, hai să ne luăm la pulă. Hai să ne luăm la pulă, na, hai. Aici. Pe aici, pulă? Aici aș mă iert eu la bătaie, vrei să ne luăm la bătaie? Haide. Hai. Ți tragi de la ciorba de verișoare? De verișoare? Da. Zău. Nu te vezi că nu putem să ne înțelegem, nu? Vrei să te bați cu mine. Păi, da pot. Tu? Da, normal. Dar nu pare așa agresivă. Într-adevăr. Ce școală ai făcut? Ce profil? Turism și alimentație. No. E bine. Uh-huh. Fa sală? De mese. Mă, ce să mai zic, bă, femeie? Că oricum nu zic, nu e bine. Pentru că ți-l întorc. M-am uitat destul la tine ca să știu să ți-l întorc înapoi. Aaa, asta era că tu mi-l întorceai? Dar nu când te-ai prins. Eu credeam că, na, suntem prieteni acum așa, nu știu, nu mă așteptam. Păi, dar nu suntem dușmani. Dacă vrei, putem să fim și găgici, așa, mai la miștocărea, la aia. N-am eu pulă pentru așa friptură. Bine, cred că nu știu. Eu când ți-am spus, nu mai crezi, măcar bine că te-ai dat de cuvânt. Băga mea și pula aia de mâncare. Băi, soră mea, eu am zis să fiu așa, finuț cu el, cu tine, de fapt. Dar tu... Dar de unde știi tu ce am eu în pantaloni? A? A? De unde știi tu ce am eu în pantaloni? Ai pulă? Și asta ar fi o variantă. Nu la cur, gen în pantaloni. Da, da, da. Nu, că la cur ai tu. Ultima oară când m-am cunoscut, gen nu aveam cum am căutat. Gen în față. Și mai ești la spate, ai uitat. Tu te-ai cerut-o, eu ți-am dat-o. Da, bă, nu mă așteptam să ne certăm așa sincer, adică eu am crezut că ești de gașă. Dar ne certăm aici, mi-l sugi. Nu, da, ce sug. Mă bucur. Da, ce tentativă e asta de mi-l sugi, că gen... Te răspundeam cu nu la întrebarea asta. Ne certăm, facem? Dacă tu vrei, că de-aia ți-am spus așa tare. Vreau să văd dacă vrei să mi-l sugi cu adevărat așa cu pasiune, cum faci tu cu sticlele alea. Nu, eu cred că te-a trădat creierul și a zis, a vorbit așa gura, cu voce tare, dintr-o dată. Creierul te-a dat tine mai mult. N-am ți-a dat tu seama.
Bă, dar ești cam tăioasă așa, gen... Sunt moldovean, cât de mă dracu. Oh! Oh! Ah, deci se poate și mai ieftin. Nu, se poate și mai scump. Mai mult de un pachet de țigări? Mai mult. Un pachet de țigări și două țigări la bucată, sau cum? Nu, și două gume turbo, care le iei tu. Să-l bagi în cur ca să nu mai puți. Nu, no, normal. Dar de unde știi că îmi pute curul? Dacă te cași pe live, când dracu? Ești nebun? Era să rup scociu. Dar nu mă cac pe live, gen, dau bășin. Nu, scuze, Nica, spune. Așa. Hai să vorbim mai ok. Nu știu, zic eu ok. Hai, mă, gata, lasă-l. Gata, cât e glumă, e panorama. Așa. Păi, cât... Da. Până nu stau nici nu scăpăm de panorama. Dar hai să vorbim pe bune acum, fii atent. Uite. Ce ai fi dispusă să faci pentru 50 de euro? Nimic, îți dau scroll pentru 50 de euro. Cum? Îți dau scroll pentru 50 de euro. 100 de euro. La fel. 150 de euro. La fel. 150 de euro și o frunză. La fel. Sau dai Bine, pentru 5. asta să-ți dau o muie, știi? Cum? Pentru prețul ăsta s-ar putea să-ți dau o muie. Ok, deci am stabilit prețul muii. Ok. 200 de euro. S-ar putea să-ți dau și... Nu, stai să mă gândesc. S-ar putea să te fut în cur. O trădează creierul, nu-și dă seama. Bun. Trădează pe tine de mai mult. Nu, sora mea, eu n-am avut niciodată prețurile astea, să știi, dar eu acum le aflu de la tine. Bun, deci 150 muia, 200 de euro curul. Ți-o dau eu ție, știi cum ratatatata Japonia? Da? Bun. 300 de euro. Ai închis subiectul ăsta că deja încep să mă enervez și la... Aaaa, vezi când îți dai seama pe ceva, mă, sora mea, de unde ia să știu eu prețurile? Ce dracu ne apucăm să facem meniul și lăsăm în pula pe nu mai vin un taș și la nuntă? Calului în vârful șurii, ce aia Păi este? Bine da! că recunosc că ești prostituată, de mi Eu, mă? Tu, da! Știam, da. Îmi stă bine părul în seara, să nu știu dacă ți-am zis. Da, am făcut baie. Și că e căpiță de fânt. Știu, azi l-am dezbalotat. Știi cum mă faci balot și după aia l-am scos din balot, A, frumos. ești de-a mea, știi de-astea. Da, cu plop, stibot. Aia, știi? Da, te întrerup fix când am înțeles gluma, gen, îți dau cu pula peste bot, dar n-am înțeles înainte. Ai zis ceva cu balot, ca să rimeze? Da, balot să-ți dau cu pula peste bot. Păi eu zic că suntem chit acum, zic și eu, na. E bine? Că data trecută dacă zici că te-am ars eu, acum mai ars tu? Ha? Ne ardem între noi. Ne Nu ardem e. unul pe... Nu e bine. Ardem, baby, hai să mă scrum. Dacă ia englezii, nu știu română. Dar tu unde în Anglia stai? De ce vrei să vii să mă cauți? Ca să pot să-ți dau muia aia care ai vrut-o? Da. În Harrow, vii după mine ca să-ți dau muia? Unde? În Harrow. Așa. N-am înțeles după ce ai zis. Ca să vii să mă cauți, ca să-ți dau muia care ți-am spus, ți-am promis-o. A, ai cu ce? Am, s-ar putea să ai o surpriză, s-ar putea să am și mai mare de ta. Hai să auzi! De, auzi, de! Merge. Merge. Dar ne împăcăm după asta. Da, dacă o să-ți placă muia, poate ne împăcăm. Dacă nu, îți mai dau una ca să fie din păcare. Dar nu te-ai săturat să vorbești despre muie? Nu că tu te obi... No, nu, ai, da, hai, m-am săturat, hai. Așa. Gata, acum suntem pe linia de plutire, da? I want to break free. Gata, hai, gata, vorbim, hai. Așa. Ce mai vrei să spui? M-am născut să fiu fenomenal, să n-am niciun adversar cu fenomenal, da. Mă duce mintea să mulțesc sutele, să fac toate poftele, să ce mai arunc toate ancurile, mă. M-am născut să fiu fenomenal, să eu? n-am niciun Mă la tine adversar cât că ești de sunt frumos. fenomenal, mă. Ne-am promis că nu ne mai mințim. Păi, dar nu te mint.
Ai devenit mai agresiv așa. Nu. No. Păi? Păi. Și față data trecută când ne-am întâlnit, acum ești mai agresiv, așa, ești mai pornită. Nu, no, dar trebuia să-mi arăt așa, într-un fel sau altul. Ah. Știi? Că dacă îți dea mesaj bine, luat-o, da. La jocosul ăla suprem, tu îmi răspundeai. Nu, mă, sora mea, că de unde, că am cum, am fițe, dar la două jmeche, dă-mi pulă, da. Ce? Nu, că am mai tăiat din ea, numai atâta. Ce vreau să zic, dar eu am auzit data trecută și un băiat acolo cu tine. Dar nu, că era numai singur atunci. Nu, erai și cu un băiat, din câte țin eu minte. Prima și prima dată. Asta e trei oară care ne întâlnim. Nu. Prima dată erai cu clientul, a doua oară erai cu cineva, ai zis că era prietenul tău, că vorbeați, gen. Și acum ne-am întâlnit la treia oară. A, da, logonicul. Așa, cum îl cheamă pe el? Iliuță. Bun. Dar băiatul a luat vreodată de la tine bătaie? Întreb doar. Nu, de ce? Ești agresivă, dar mai de-aia am zis. Ha, dar vrei să-l întrebi tu? Dacă ai vrea. O, mă deranjează. Arată aici la 2000 și cât ai. 2500. Nu mi-l arăți? Acum? Păi n-am răbdare până vin în hară. Arată-l acum. Iubire! Iubire! Nu leacă! Iubire, după cum a zis iubire, face bine să vin cu adrecu. Nu, e mai rușinos așa de... Hai mă, iubire, vină în pula mea încoa! Nu te-a dat, dar are o bunătaie la ochi și nu vreau să arate aici. Stai la piest. Vorbește frumos de Iliuță, tovarășul meu. Ai făcut armata cu el, așa-i? Nu. Am făcut armata cu tine, de fapt, și nu știi. Făceam flutări peste tine. Vezi că ai început să mă calci pe bătături și mie nu-mi place. Vezi că deja nu-ți mai permite. Ai că te-a luat de mine, te ieși de Iliuță? El m-a luat. Păi ciclos. Te nu te-a nimeni în creaca sau ce te iei așa de bărbați? Ce? Margareta, Reta, Motoreta, ce-i? Că mă enervez deja. Mor în familia mea, zici că ești borcan de la dămurături care are floare, dă să sară. Și dacă mă enervez, ce faci? Păi mă enervez! Ei, te arăt pula, ce poți să faci? De față cu 2000 de oameni. Păi te ieși de mine, și de Aliuță, și de toată lumea. Cine vrei să-l chem pe Nana Falimi să te fută cu pula sculată? Că deja mă enervezi! Hai, mă enervez! Ia îți nervăm, fă, ia-te aia pula! Asta-i spui la persoana care te-a îmbrăcat azi dimineață. Ce bine că eu m-am îmbrăcat. Ai fost aproape. Ca pe Discovery, aproape de dezastru. Da. Hei, ce te lua la pulă ei? Ai cine? Dar tu ai idee că stric eu pulă pentru așa filptor. Dai să... Na, facem pe grătar? Da, ca să poți să-ți frig muia aia, promisă. Da? Asta e glumă luată din acum două live-uri de mai atol. Uite, așa faci. Pă-l-al vreau, pă-l-al. Da, vezi, bă, gestul nu se uită. Tocmai de-aia vorbeai foarte deschis așa când era vorba de sume și de blowjob, de mai tot te repeteai tu. Fii atent aici, eu zic așa, fii atent. Cel mai bine e să ne facem iar temele, să stai trecut, nu mai bate iar pe Aliuță, când dacă, băi, dacă te bate și acum să fiu al dragul, te vin eu la harpu, unde? Haro. Așa. A, dacă eu vreau în Anglia tricou de-a tău sau hanora, cum dracu fac, apropo? Tricou, bou, dracu, bou satului, care satul? Credeam că vrei pantaloni, că-ți lua măsura deja. Nu merge în Anglia, dar poți să-l trimiți în România, în țară. Da. Da, dacă-ți dau și un tricou, mai scoași tu din aia 150 de euro. Dar ce, n-ai atât bani ca să poți să-ți fac muia aia? Păi nu-mi fac... Stai că mi-am dat-o singură! Inteligență la costum. Să-ți dau muia aia, nu, mi-am dat-o singură. Omul mai încasează, mai dă, mai e, mai stai, mai... Da, dacă tot e...
dacă tot e... Uite, vezi că suntem... Gata, suntem prieteni? Stai, fac că... Da. Așa. Aliuțe! Îmi pare rău, moșul meu, acum eu dacă... Da, nu-i probleme că te rezolv eu pe tine, mă rezolv băia pe mine, te rezolv eu pe tine, ce pula calului. Rămânem prieteni, ne futem între noi ca chiori. Auzi? O să... E bine că rămânem prieteni acum, că nu trebuia să mă cer cu tine, o să... Na, mai vorbim noi când e, da. O să te las acum, mă duc și eu mai departe să citesc și ca Donald Toamen, pe aici de... Dar poți să citești așa, că eu nu mă supăr. Nu, că e urât, știi? Că după aia vrei și tu. Na. Prințesa când îți mai cântă? Prințesa când mai cântă? A cântat mai devreme. A? Nu, nu cred. A cântat mai devreme. Știe să facă bani, fata. Prințesa când mai cântă, frumos. Nu zic nimic, dar nu puteam să dă față, ok. Vorbim data viitoare, ok? Și te facem bine temele amândoi, da? Auzi, mai am o chestie. Când vin la Haro să mă rezolv cu treaba, poți să aduc și câinele? Trebuia să-mi iau revanșa! Am văzut cățea, apropo! Păi, n-am câinele la mine! La mine e hamsterul în gură! Ce ai fă? Deci un fiatu! Fă să-i spui lui maică ta! Păi, merminatul, ce-i? Nu te-am înjurat! Mai zi de mămica? Să-i dai limbii în pizdă când e la ciclu! Da, da! Ce, da, iau ce deget atacate de limbile pizii ai. Au, te ești ciumpită. Așa, ce faci, domnul Funfi? Uite ce să fac, sugeam o pulă și m-ai deranjat, da. Ce ting, ui. A, ce ești tu pula? Asta e bună. Asta e bună pentru tine. Nu, că-ți dereglezi dracu steriletul cu ea. Nu, nu eu. Că păi eu mănuiesc, da, eu. Tu ești domnul Funfi. Da, da. Tu, dacă vrei îți fac masaj, uite așa pe coloană. Nu. Poți face așa la pulă din lateral. Vrei? Da, dar păi ești că-i făcăleț. Păi și data trecută. Ce? Ce e vitamina și o sugi. Da? Ai mai luat, că știi, văd. Nu, tu știi. Ce? Că vitamina C se suge. Păi până nu să-mi spui tu, acum eu nu știam. Da. Păi fut de ceasă ninja, tablou de perete. Ce-i? Tablou de perete ești tu. Da? Da. Ești că ești răpirea din serai la corp. Eu vrei să te arăt. Vezi că ai copiuse. Da, uite-o. Ce păr urât ai. Știu, ca așa tău. Vrei să vezi unde mai am păr? O, fă, gina fel la wannabe. Ce-i, Cardi B? Îți mai arăt unde am păr. Ce? Ce e vitamina și o sus? Ce-am mai spus? Vrei să vezi unde mai am păr? Nu, dar mai e vitamine de-astea, că mi-e poftă. Da, păi văd că o suși mult de-aia, da. Hai, dă cu capul. Haide, safu, dă-i cu capul. Da. La mine e pizdă. Acum vin. Interesting. Da? Te-a durut? Da! Ia zi, păi, asta... Am avut așa un inception, vis de ăla, ca al honorul. Ia zi, păi, masacru din Texas. Vezi că dacă tu mai ai dispus replici, nu mai ai dat scroll și după vorbești de ampulea, nu bine. De alt. Dar dai dovadă de om needucat. Bine că ești, dar nu contează. Vorbim păi nu ți-am... Ce ai făcut când ai vorbit cu mine? Nu, corect. Tu ești Funfi, iar celălalt e Conacu. Da. De gustul sub... Da, te funde, da. Hai să... Tu. Vrei să-l bat? Pe cine? Ăsta. Bate-l, dă-l dracu. Auzi? Da. Câți ani ai? 21. 21 de ani? Da. Și la ce vârstă ți-ai legat trompele? Dar tu la ce vârstă? Ha? Dar tu la ce vârstă? Păi ce ai, păi, o să le faci, eu am trompe. Tu ești femeie? Dar
ți-ai făcut prelungire de pulă. Eu? De când te-am cunoscut pe tine, că nu mai mi-ajunge, nu te mai satisface nici dreacu. Ești iubirea mea, pe tine te văd, te văd un mii de culori, te iubesc, te iubesc, cred te iubesc. Cred că am deregrat-o cu fula, a început să cânte, nu știu ce i-am făcut. Te-ai panicat? Da, apasă butonul de panică. Apunia! Ai stricat în trenul pe tonul. Da. Doamnă, nu cu mine aveți treabă. Nu, așa că dă masca în jos, să vadă toți cine ești tu, hai. Nu pot, dar nu, eu nu. Eu n-aveți treabă cu mine, să știți, cu ăla v-ați certat. Da, spune-i așa. Că îi transmit. Îi transmit așa. Că îmi bag pula în curul lui. Ai auzit? Își bagă pula în curul tău și? Să sugă pula. Că căția e... pula. Cum? Căția este el. N-a zis cățea. Nu, nu. Da, corect, da. Reformulez. Așa. A zis că ești un câine. Nu, că nu e, n-a zis de cățea. A spus câine și după ce a dat scroll... Păi nu, el, ce ai zis? Păi, a zis că vrea să vină cu câinele. Da, pentru că eu sunt cățea, nu? Nu! Nu! Vorbim și... A zis că ai te înțeles cu el să-i faci o muie, nu? Din păcate, m-am bâlbuit și așa am spus. A, deci așa e, da? Ui, așa e. Deci te-ai înțeles cu el să-i faci o mâie, da? Nu mai vrei. Nici el. A, doamnă! Domnișoară, pentru că... N-aveți treabă cu mine, eu plec. Dar vreau să vă zic ceva. Zi. Nu cu mine aveți treabă. Eu nu m-am înjurat cu dumneavoastră. Corect. Hai să ne salutăm frumos, da? Am zis, doamnă, eu eram câinele.